O tânără a povestit cum a ajuns din tânără proaspăt căsătorită, damă de companie în Paris. Cine n-a visat măcar o dată în viață să plece la Paris, fie și într-o simplă călătorie, de apoi în luna de miere? Este povestea unei tinere din Timișoara, care din luna de miere a ajuns să fie damă de companie. Doamne, nu cred să fi fost vreodată mai fericită ca în ziua aia, parcă și vedeam eu plimbări și săruturi sub clar de lună și am ajuns la Paris, dar luna mea de miere a fost de fiere. Nici măcar acum nu mi-am revenit când vă scriu de ce pun pe hârtie ceea ce am trăit, fiindcă de prea multe ori suntem orbi și nu vedem că sub chipul blândeții se ascunde un suflet rău inuman. Vedem numai ceea ce dorim să vedem, dar și celălalt joacă foarte bine rolul și ne păcălește. Ghinionul nostru este că nimerim peste omul nepotrivit într-un moment potrivit, așa am pățit eu cu Valentin. Mă aflam în vacanță la mare, totul era minunat. Nisipul fierbinte în care ți-afundai picioarele, valurile, pălăriuțele colorate și ochelarii de soare, bronzul de pe năsucurile copiilor, totul, dar totul te îndemna să trăiești. Întâlnirea cu Valentin a fost simplă, atât de simplă. Eram pe plajă, la rând la gogoși. Vai ce mai îmi plac. Și un tip a intrat în față cu tupeu. Nimeni n-a zis nimic, în afara unui tânăr înalt, bronzat și drăguț. L-a pus pe fugă imediat, fără să-i vorbească urât sau să-l amenințe. O să ne petrecem luna de miere în orașul îndrăgostiților, nici nu concepem să mergem în altă parte. Ajuns și în Paris, după un sfert de oră am coborât și am luat-o pe jos spre centru. Însă imediat după colțul străzii, ne-au ieșit în față trei indivizi care s-au postat în fața noastră. Gata, așa ne-a fost înțelegerea, ne dai fata și te cari. A intervenit un altul care tăcuse până atunci și ține cont că tot mai ai bani să ne dai. Imediat după aceea i-a făcut semnul Valentin să plece. Valentin, nu mă lăsa aici, am strigat eu, dar o palmă mare grea mi-a astupat gura. Când m-am trezit, eram într-o cameră străină. Era clar că nu mă aflam la hotelul nostru. În fața mea se afla individul care mă preluase de la Valentin. A fost ultima dată când l-am văzut. Am înțeles de la maiorul care l-a anchetat ulterior că a murit o zi mai târziu pentru că era în arest. Se luase la încă are cu alți trei infractori și unul dintre aceștia îl înjunghiase, conform libertatea.ro.